Iată, prieteni, că revin și eu din nou. Astăzi vreau să fac un video să vă arăt că am mai rezolvat o problemă, un mic update. Știți că îmi tot cădea fața la proiecțel. Am dat-o cu scotch din ăla transparent pentru că n-am lipit de la cald. Cel puțin acum nu mai cade, pentru că dacă tot cădea, îmi putea să meargă casetofonul de la șocuri de alea. Testez și... Am prins și sursa de PC, tot cu scotch, de partea de jos a casetofonului. Testez și modulatorul să vedem dacă încarcă. L-am prins undeva acolo, să vedem dacă încarcă pe porturile de încărcare la 5V. Așa. Bine că am rezolvat cu partea asta cu fața, pentru că tot îmi cădea. Știți că îmi tot ieșea fața din cupla aia și mi putea să meargă casetofonul, așa, acum nu mai cade, nu mai se întâmplă nimic. N-am pistol de ăla cu lipici, se pare că încărcătorul, ieșirele pe USB de la modulator nu încarcă, mai mult descarcă, mai mult ia curent decât să încarce. Deci nu... Nu fac treabă cu el, pe partea de 5V de încărcare. Așa, un pic să bag și să-l conectez normal la priză. Deci alea de 5V n-au nicio treabă cu încărcatul. Atât am vrut să vă arăt, vreau să... Deci arată el un pic cam jalnic, dar n-am avut ce să fac decât să-mi cadă mereu fața asta și să-l ard. Pentru că după dacă l-ard, îmi bate așa, pentru că după dacă îl ard, se întâmplă ceva și se arde, nu mai găsesc alt casetofon. Așa că, de ce să nu îl protejez pe ăsta cât îl am? Arată el un pic cam aiurea, am ascult muzică la el. Aștept coletul cu difuzoarele ca să-l scot pe ăla de acolo și să montez ca oamenii difuzoare în 4 ohmi, ăla-i pus așa. Am încercat eu cu o boxă portabilă de aia mică, știți că am boxa aia albastră, dar nu s-aude, frate, cum s-ar auzi cu un amplificator normal. Așa, l-am pus un pic la priză, cel puțin acum arată mai omenești, știi? Nu mai stă modulatorul ăla așa, am reușit să-l prind cât de cât, dacă aș fi avut pistol de ăla cu lipici cald, hot glue de ăla, cum se zice în engleză, ar fi fost ceva, dar așa nu am și așa că am rezolvat fața asta cât de cât să stea omenești, pentru că îmi tot cădea și așa că tot băgând și scoțând, băgând, căzând-o, încercând, tot băgând, tot căzând, dacă îi prind un șoc de ăla de curent, neavând siguranță, bine că intra sursa în protecție, dar până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, mai ales că ștecherele astea nemțești nu au siguranță pe ele cum au astea alte. Și așa că până găsesc un cablu de ăsta să-l modific, să-i pun ștechere englezesc, lasă-l mai bine să fie sigur, nu fac paradamodic cu el, nu dau expoziții, nu fac nimic. Îl fac pentru mine și atâta tot. Și încă o chestie ce am uitat să specific la clipul cu abonații. Vă rog o chestie. Care vedeți că nu mai trec pe la voi, pe canale, să vă fac vizualizări. Nu o fac din răutate. O fac din pur și simplu fapt că sunt la foarte mult abonat și sunt și ei la mine și le mulțumesc pe calea asta. Dar dacă vedeți că nu mai intru pe la voi, intrați la mine voi la un video, oricare, vechi, nou, orice, și aduceți-mi aminte. Îmi scrie acolo, băi, am postat, cum mi-a scris un băiat și îi mulțumesc pe calea asta, mi-a adus aminte. Pentru că, cum am spus, să stau să mă uit la toți. Sunt 127 parcă de canale la care sunt abonat și mi-ar lua practic o zi întreagă numai
să stau să vizionez la fiecare video pe rând, deci până la final, nu așa un pic, până la final. Și așa că nu am cum să intru să fac vizionări la toți. Scrieți-mi într-un comentariu acolo, aduceți-mi aminte, băi, am postat. La orice video vreți voi, la alea vechi, la alea noi, la orice video, ca să știu să trec pe la voi. Că așa este frumos și omenește, să facem, ne facem vizualizări unul altuia. Ok, prieteni, până la un viitor video ne mai auzim. Sper că vă place micuța mea adaptare. Oh, da, pentru că și așa nu mai cade nici sursa, pentru că am prins-o de casetofon. Dar nu mi-era de sursă, mă scuzați, dar nu mi-era de sursă că temerea să nu mai cadă tot timpul fața la el. Să nu mai iasă din cupla electrică de acolo, ca să nu-l ardă.